Bun găsit, om drag! Numele meu este Claudia Voci și iată-ne, îți spun bun venit din nou la o nouă emisiune de la Materie la Suflet. Astăzi seara avem o temă foarte interesantă și după o scurtă pauză, așa, îl avem din nou alături de noi pe domnul Constantin Barbu, președintele Asociației Științifice Plasma România. Bine ai revenit, Constantin! Bună, Claudia! Bună ziua, dragi telespectatori și cei care o să vizionați înregistrat această emisiune. Bine v-am regăsit! Bine ai revenit! Mă bucur că ești din nou alături de noi. Știu că ai multe noutăți să ne povestești. Ce ați mai făcut în ultimul timp? După pauza de iarnă avem și noi, ne-am dedicat și noi cam 2 luni de zile pauză de iarnă. N-am mai avut foarte multe activități publice. Bineînțeles, activitățile de cercetare la noi sunt 24 din 24. Nu ne oprim din cercetare. Anul acesta ne-am dedicat ca și comunitate pentru manifestarea proiectului, următorului proiect în domeniul energiei, și anume generatorul Magrav independent, static, care produce curent electric. Deci ne gândim la independență energetică și cel puțin în ultimele săptămâni cu echipa am reușit să facem câteva generatoare. Da, e un subiect de mare interes, cred, pentru majoritatea oamenilor. Să sperăm că oamenii vor fi atenți la ceea ce vom discuta. Uh-huh. Sper ca cei care rezonează să distribuie această emisiune care o să apară pe YouTube și pe canalele noastre, pentru că vrem să ajungem în casele și în inimile și în creierul multor oameni, pentru că ceea ce o să prezint în astăzi o să fie lucruri interesante. Absolut, ca toate lucrurile pe care tu le aduci în spațiul emisiunii. Da. Spune-ne puțin, care sunt principiile din spatele producerii curentului electric, pentru că despre asta discutăm, cum să producem curent electric. După cum vezi, am venit cu două jucării. Prima jucărie este, și prima dragoste, cum place mie să zic, tehnologia biofotonică. Și aici avem tehnologia Magrav, adică sistemul universal pe care oamenii au ocazia să învețe pentru prima dată, să învețe principiile de manifestare și cum pot să producă curent electric la ei în casă. Acest curs se găsește la noi pe site. Deci oamenii pur și simplu în luna noiembrie, pe 9 martie, facem în limba română. Pe 10 martie avem în limba engleză, pentru că dedicăm această cunoaștere oricărei persoane. Și deschidem această sferă și oamenii pot să învețe să producă ceea ce spunem noi curent electric. Pentru că aceste două dispozitive, noi am văzut din 2016 până în prezent, am văzut că produc energie electrică. Și o să și explic lucrul ăsta, pentru că nu vreau să intru în zona științifică cu cuvinte greu de asimilat. Vreau să explic exact cum spun cei care ne urmăresc de atâta timp, pe înțelesul unui bebeluș, unui copil, să explicăm cum pot oamenii să ajungă la independență energetică și, bineînțeles, după aceea o să prezentăm și generatorul, care este un alt proiect. Știm de la domnul Cheș din știința plasmei, știm că tot în jur este energie, iar această energie are proprietăți magnetice. Deci totul pleacă dintr-o rază magnetică care întâlnește alte, din interacțiuni întâlnește alte forme de energie și formează alte energii. Deci energia practic interacționează, se divide și crește în putere sau se manifestă în formă fizică. Da? Sub formă de cupru, scoici, plastic, oameni. Da? Deci noi suntem o energie. Noi cu aceste dispozitive am văzut că nu facem decât să replicăm ceea ce suntem noi. Deci nu ne îndepărtăm de principiile că tot ceea ce există în noi, noi putem să replicăm ca și tehnologii. Aceste forme, aceste dispozitive
au proprietăți magnetice și gravitaționale. Asta înseamnă că pot să capteze energie și pot să direcționeze energie. În funcție de cum sunt ele realizate, ele au și posibilități singulare, adică doar să absoarbă sau doar să direcționeze. Acest dispozitiv, de exemplu, magravul universal, mini-magrav universal, are două ștechere și aici avem două dispozitive magnetice și gravitaționale, făcute în mod diferit. Și asta învață de ce înăuntru în această sferă sunt două dispozitive. Asta înseamnă că avem câmpul magnetic și gravitațional echilibrat. Asta înseamnă că noi ne putem conecta la energia planetară, ne putem conecta la energia galactică sau ne putem conecta la energia universală. Depinde cum sunt realizate dispozitivele, totul constă în cunoaștere. Pentru... Spune, te rog. Scuze. Deci ne conectăm la aceste energii și le putem capta sau le putem transmite mai departe, da? Da. Și asta facem cu ajutorul nanomaterialelor. Deci cupru, știm că este un conductor foarte bun. Cupru se transformă și la această tehnologie și la această tehnologie se transformă în superconductor prin elemente foarte simple. Aici lucrăm cu cenușă și apă, aici lucrăm cu foc. În momentul acela cupru are alte proprietăți și începe să capteze sau să dea energie, depinde cum lucrăm cu el. În momentul în care noi am pus antena, da? Deci noi avem antena magrav generator independent pusă în România și avem acoperire globală. Asta înseamnă că oriunde avem aceste dispozitive mini magrav, ele funcționează și avem cel puțin foarte multe interacțiuni cu oameni care ne spun că indiferent unde sunt, în ce țară, au aceste rezultate. Da? Deci câmpurile ajung la ei. Principiul este că odată format această sferă, această acoperire globală, ca la telefon, ai acoperire, vorbești la telefon, noi avem acoperire plasmatică până la nivelul ionosferei. Da? Deci suntem într-o bulă de plasmă, noi în această bulă de plasmă, ca să captăm această bulă de plasmă, avem nevoie de rezonatori. Acest dispozitiv și acest dispozitiv sunt rezonatoare ale diferitelor ce? Interacțiuni plasmatice, magnetice dintre planeta noastră cu alte planete, cu soarele, cu alte planete, cu alte galaxii. Deci noi suntem pe acest pământ și putem să captăm o gamă foarte mare de energii magnetice. Când spunem că captăm diferite energii, putem să captăm biofotoni, putem să captăm fotoni, putem să captăm tahioni, putem să captăm câmpuri cuantice, putem să captăm pozitroni și așa mai departe. Ele nu sunt altceva decât alte plasme, deci alte câmpuri magnetice. Da? Noi le spunem plasme, indiferent ce nume ar apărea, noi le spunem plasme. În momentul în care noi avem aceste conexiuni realizate, antena se conectează, celelalte dispozitive care sunt realizate, mini-magravuri, au creat o rețea în jurul României, da? În formă de fagure deasupra României până la nivelul ionosferei și pe toată planeta. Cu alte dispozitive, pentru că această cunoaștere de mini-magrav noi am pus-o încă de anul trecut, este gratuit, oricine poate sta să intre la noi pe plasmaromania.ro și să obțină acel blueprint, manual de construcție, gratuit. Ce observăm este că noi ajungem să producem curent electric plasmatic. Adică noi avem acest dispozitiv care stă în casa noastră, de obicei stă lângă routerul de curent, routerul de internet, da? Lucrăm cu energia care vine de la satelit și comunicăm mai bine. Și observăm cel puțin oameni, zeci de oameni ne spun și am pierdut legătura cu foarte mulți. Zeci de oameni ne spun că ei au facturi mai mici, kilowați mai puțin consumați la aceiași consumatori și chiar dacă prețul curentului electric s-a mărit, facturile lor vin mai mici. Asta ne arată că acest dispozitiv produce curent electric. Cu alte cuvinte, putem să devenim independenți din punct de vedere energetic folosind acest dispozitiv? Absolut. Sau celălalt? Absolut. Asta încerc să deschid posibilitatea oamenilor să conecteze cu noi. Nu neapărat să facă acest dispozitiv care este puțin mai complex,
avem celălalt dispozitiv care este deja pe site, Minimagravul clasic, și oamenii au rezultate cu acel dispozitiv. Este foarte interesant că noi devenim, asta ne spune domnul Cash, da? Dispozitivul Magrav, voi nu l-ați înțeles și nu știți ce capacități are, nu știți cum să-l folosiți. Oamenii, în general, primul dispozitiv Magrav care a venit de la Fundația Cash și cele care sunt prezentate sunt dispozitive care se conectează la rețea și din el iese un prelungitor și bagi acolo consumatori. Noi avem un dispozitiv wireless care nu se conectează la rețea și este o altă înțelegere. Dar funcționează la fel și are aceleași beneficii, la fel ca dispozitivul care se conectează la rețea. Noi încercăm să-i obișnuim pe oameni să înțeleagă puterea plasmatică a acestui dispozitiv, indiferent cum el arată, care are un textil înăuntru, care are un magnet și care are două bobinuțe. Noi le-am prezentat aici la Capital TV în direct cum se face acest dispozitiv. Și îi rugăm pe oameni să urmărească emisiunea în care am prezentat și antena și Minimagravul, să înțeleagă că lucrurile acestea au venit și sunt deja în casele multor oameni. Este interesant când alți oameni au replicat această tehnologie și au reușit să aibă rezultate de reducerea consumului de curent și au mai pus dispozitivele și pe mașină, și pe mașini electrice sau hibrid, hibrid, nu electric, full electric, da? Deci electrice, și ne-au spus că bateriile de la mașină se încarcă mult mai repede și țin mult mai mult. Asta ce înseamnă? Că producem iarăși curent electric. Este foarte interesant, mulți oameni care au făcut acest dispozitiv nu au în spate, ca mine, nu au în spate studii despre electronică, despre inginerie, deci suntem persoane care suntem autodidacte și totuși avem rezultate, așa de multe rezultate, cel puțin cu acest dispozitiv, avem rezultate din 2016, cu acest dispozitiv avem rezultate din 2022. Deci, oameni care sunt atehnici, nu cunosc când poate nici să măsoare cu aparatul cu multimetru, produc curent electric la ei în casă. Cu acest dispozitiv și cu aceste dispozitive pe care le prezint astăzi, noi, exact cum spune domnul Cheș, noi suntem prosumatori. Adică noi nu producem curent electric, legăm aceste două fire și mergem cu această cutiuță pe vârf de munte și avem curent electric. Nu, asta facem noi acum cu generatorul. Noi încercăm să vă explicăm că noi suntem deja prosumatori cu cele două tehnologii din 2016 până în prezent, cu rezultate, și noi practic anulăm, exact cum sunt la casele, se pun acum foarte multe panouri fotovoltaice pe bloc, pe case, da? Noi practic anulăm acel panou fotovoltaic. De ce? Pentru că noi absorbim, panoul fotovoltaic ce face? Absorbe energie de la soare, se încarcă, da, acele celule. Bun, noi absorbim și energia de la soare, chiar dacă soarele nu este pe deasupra casei noastre. Pentru că noi ne bazăm pe câmpuri magnetice gravitaționale care pleacă și din soare. Și atunci, fie noapte, fie furtună, fie zi, noi o să producem în rețea, noi o să introducem în rețea kilowați, megawați sau gigawați. Depinde cum configurăm noi aceste dispozitive. Am observat, cel puțin la un coleg din București, colegul nostru George, având dispozitiv Minimagrav în casă, având o reducere de într-un an de zile de 60%, au venit cei de la Enel să schimbe contoarul pentru că ei nu mai aveau încredere în contoarul lor. De ce? Pentru că știa că e iarnă, știa că oamenii consumă foarte mult curent electric, da? Și factura scade foarte mult. Asta se întâmplă deja la foarte mulți oameni în casele lor, dacă ei încep să dea indexul lunar, pentru că asta este secretul, să-ți dai tu indexul lunar, să-l trimiți, nu să facă ei calculul. Și o să vedeți, oamenii cel puțin care au urmărit și ne-au transmis rezultatele acestea în mai multe județe, chiar avem rezultate din Italia, o persoană care a primit un dispozitiv Minimagrav clasic, care se găsește la noi pe site, ne-a zis că are o casă, și mai are o casă puțin, deci are două ansambluri, da? A început să aibă cu contoare diferite, da? Deci la fiecare casă un contoar diferit. A început să aibă reduceri la amândouă case, da? Undeva la 30%. Ei sunt o familie de vreo
sunt cinci familii în două case. Și nu-i venea să creadă că această sferă de plasmă, cum spune noi că o plasmatizăm, a ajuns să, prin intenția ei, pentru că asta se întâmplă, prin intenția ei a ajuns să aibă reduceri de kilovați. Deci lucrurile acestea funcționează și în Anglia, funcționează și în Germania și funcționează foarte bine în România de cel puțin anul ăsta și anul trecut. Noi am avut și prezentăm aceste rezultate în cadrul întâlnirilor noastre. Ne găsiți pe Plasma România sau Facebook Plasma România. Suntem deschiși să vă învățăm. Da. Care este oferta Asociației Științifice Plasma România și care este intenția legată de acest generator de producerea curentului electric în mod independent? Așa cum e normal, noi anunțăm înainte comunitatea noastră, noi am luat această decizie încă din ianuarie, luna ianuarie, oamenii ne-au cerut, au spus bine, avem acest dispozitiv, face reduceri, ne ajută pe sănătate, pe agricultură, pe transport, da, avem 6 domenii în care îl aplicăm. Dar totuși, dacă se întâmplă ceva, da, cu rețeaua, vine un tremur, da? Noi cum ne putem întreține? Adică care este soluția pe care noi o putem oferi? Atunci am cerut creatorului să, prin ceea ce noi am învățat, prin intenția noastră, să venim să prezentăm comunității, omenirii, pentru că noi nu lucrăm doar pentru comunitatea noastră. Din comunitatea noastră plec, dar le prezentăm la nivel global. Și am ajuns să fim urmăriți, ne-am dat seama că suntem urmăriți de agenții secrete, suntem urmăriți de guverne, suntem urmăriți de foarte mulți oameni care vin să ia de pe site-ul nostru foarte multe informații. Și ne bucură foarte mult că site-ul nostru este urmărit și că noi suntem urmăriți, asta înseamnă că suntem și apreciați pentru ceea ce facem. Noi le-am transmis, am luat hotărârea împreună cu membrii comunității să venim să prezentăm un generator, o cutiuță ca aceasta să zic, da? În care aici să avem un prelungitor și din el să scoatem curent electric, care acest curent electric să vină să îl producem din câmpuri, da? Nu e nimic conectat extra la el. Nu vrem să se învârtă nimic, pentru că mai sunt generatoare care au mai fost realizate și mai sunt realizate, dar sunt generatoare acelea pe magneți, cu rotoare, pe un disc, sunt două discuri care se învârt și alimentează un motor și în funcție de puterea magneților produci curent electric și puterea motorului. Da? Deci noi nu avem nimic angrenaj în mișcare. Este o cutiuță care îl iei cu tine, ții un rucsac și poți să produci. Noi practic suntem la cunoașterea din anul 2015 de ceea ce s-a prezentat la Fundația Cash, deci noi replicăm. Ca să se înțeleagă, nu am inventat și nu inventăm nimica. Noi folosim tehnologia Cash, o recunoaștem și o folosim pentru a replica ceea ce am învățat din cursurile pe care domnul Cash le oferă. Noi venim și transmitem în felul următor: oamenilor de afaceri, mediului privat, guvernului, instituțiilor statului, că noi în acest moment, chiar înainte să începem această emisiune, am vorbit cu echipa și am înregistrat un alt super rezultat. Într-un timp foarte scurt, noi din ianuarie și până în astăzi, noi am reușit să facem mai multe generatoare din banii pe care asociația are și din ce am investit noi din buzunare și venim să le transmitem că noi anul acesta să fie foarte bine, să fim foarte bine înțeleși. Nu am inventat nimica, dar noi anul acesta o să prezentăm o cutiuță folosită pentru producerea de curent electric. Deci anul acesta o să vă arătăm că curentul electric există și poate să fie extras din câmpuri, transmutat, transformat cu ajutorul tehnologiei spațiale Cash. Acest anunț pe care nu îl facem noi acum, am dorit să fie distribuit, dar tocmai de aceea ne dorim ca această emisiune să fie distribuită. Ne dorim să avem alături de noi persoane care să vină să susțină cercetarea. Tot ce facem noi și tot ce am făcut până acum, oamenii să nu uite, am făcut din donațiile pe care noi le-am primit de la membrii comunității noastre. Da? Deci noi avem cunoaștere,
Această cunoaștere este deja promovată de domnul Cheș, aici vedeți în poze, sunt generatoarele electric combinate, electric-gaz. Deci această cunoaștere este deja în China. China, Republica Populară Chineză, deja a acceptat această tehnologie, iar noi vrem să facem un parteneriat public-privat împreună cu Fundația Cheș ca să dezvoltăm această tehnologie spațială în mai multe domenii. Statul are posibilitatea să realizeze foarte multe proiecte în parteneriat. Privații, investitorii au posibilitatea să investească și să creeze o industrie a tehnologiei spațiale în care putem să facem mii de produse, da? Ceea ce fac și cei din China. Și noi avem intenția de a evolua în 3 ani, cât alții în 30. Prin cunoaștere, pentru că noi punem această cunoaștere pe masă, exact cum vedeți acum aceste dispozitive care au fost realizate din 2016, 2017, 2018, acest dispozitiv de oameni simpli, și oamenii simpli au devenit prosumatori. Acum ei devin prosumatori cu mini-magravurile sau cu magravul universal. Da? Deci cunoașterea este aici și plus că Fundația Cheș vine și prezintă generatorul electric-gaz, adică produce undeva între 2 și 5 kW și 10 litri de gaz metan într-o cutiuță. Deci schimbarea oricum o să a venit de foarte mult timp. Noi vrem să facem acest proiect, să-l facem în România și să dezvoltăm tehnologia spațială în România. Da, este impresionant ce povestești. Eu înțeleg că voi ați pus în practică, ați creat aceste instrumente de producere, dispozitive, deși abia acum, având la bază o cunoaștere care exista din 2015 și a fost pusă la dispoziția omenirii din 2015. Da, a mai fost un singur coleg de-al nostru, căutător de cunoaștere din America, care a murit între timp. Douglas este cunoscut în comunitatea noastră plasmatică, care a realizat în 2016, parcă dacă nu mă înșel și a fost cu ea și spre în Washington, a realizat un dispozitiv magrav care era ajutat de două motoare, două compresoare și producea curent electric undeva până la 5 kW. Oamenii să înțeleagă că putem să producem curent electric atât cât ține firul. Adică Douglas avea nevoie pentru casă, pentru că atât duceau firele din casă. Dacă bagi mai mult pe ele, ard firele, da? Noi suntem învățați și încercăm să-i obișnuim pe oameni că avem această cunoaștere și că această cunoaștere o avem de la Fundația Cheș și ei ne spun în felul următor: puteți să produceți volți, milivolți, puteți să produceți kilovați, puteți să produceți gigavați sau megavați. Iar noi, punându-ne intenția, asta contează foarte mult, punându-ne intenția că nu vrem să facem noi pentru, nu vreau eu să fac pe persoană fizică sau colegii mei care lucrez, nu vor să facă ei pe persoană fizică și să facem lucrurile astea. Nu, facem lucrurile astea să arătăm că cunoașterea există și în România și dacă am fi susținuți prin donații, prin sponsorizări, cum vor oamenii, noi am putea să aducem aceste rezultate, poate noi o să prezentăm cumva, avem nevoie de cel puțin 6 luni încă de teste ca să prezentăm ceva susținut și care nu mai poate să fie ignorat, sau putem, dacă avem o finanțare și nu avem nevoie de mii de euro, mulți, undeva, noi spunem că undeva la 10.000 de euro cam avem nevoie să aducem primele rezultate rapid în fața oamenilor. Și lucrul acesta durează pentru că aceste sisteme au nevoie de condiționare și condiționarea asta înseamnă o săptămână, o lună, două, trei. Pe noi ce ne bucură este că reușim, practic Creatorul Dumnezeu ne-a dat posibilitatea să accesăm aceste informații, nu facem nimic de capul nostru pentru că n-am avea rezultate, nu am fi primit proiectul cu antena sau cu minima gravurile în care această cunoaștere să ajungă la oricine. Tocmai de aceea noi încercăm să fim corecți
și să respectăm atât tehnologia cash, cât și informațiile pe care noi le primim de la creator. Și vrem să negociem cu instituțiile statului, vrem să negociem cu parteneri privați, pentru că vrem să facem, o să punem jucăria pe masă, cutiuța pe masă, o să producem curent electric, o să facem, bineînțeles, multă vâlvă, pentru că oamenii nu or să creadă, majoritatea ne vor crede, pentru că știu cu ce ne ocupăm și or să vadă exact testele și cu aparatele de măsură. Și vrem să negociem cu noul guvern care o să vină, pentru că se vor schimba oamenii, din câte am înțeles și la nivel planetar se schimbă, s-au schimbat condițiile de manifestare pe Pământ, adică or să apară astfel de tehnologii și pe sănătate și pe energie, pentru că pe Pământ s-a decis, și nu pe Pământ, pământenii n-au decis nimic, deasupra altei ierarhii au decis ca pe această planetă să fie pace și să apară tehnologiile care au fost suprimate. Și noi avem deja un start foarte bun, pentru că avem această cunoaștere și putem, în 3 ani de zile, putem să transformăm România într-o țară care să plecăm, să facem zboruri pe zboruri spațiale sau măcar între țări să ne deplasăm mai repede. Iar pentru acest lucru noi vrem să facem schimb, da? Să facem schimb. Toată lumea să câștige, absolut toată lumea să câștige, nu contează nația, nu contează culoarea, nu contează vârsta. Și spunem în felul următor, noi atât am învățat din tot ce am reușit noi să facem, vrem să facem un centru științific împreună cu Fundația Cheș, adică o Academie Spațială, unde oamenii să vină să studieze, oameni din alte țări să vină să studieze, pentru că Fundația Cheș are acest program care de centre științifice, unde invită oamenii, contra cost, bineînțeles. În Iran se face cercetare cu cei din Israel și cu cei din Rusia. În China se face cercetare cu țările asiatice și țările musulmane, iar în Austria, în USA, în Arizona, se face cercetare cu europenii. Eu sunt implicat și îmi doresc să învăț programul spațial, pentru asta m-am dedicat și am fost și la simulatorul de nave spațiale, testul pe care l-am luat anul trecut, și îmi doresc să am două posibilități, ori să mă duc în Arizona să studiez mai departe, pentru că aici nu găsesc această cunoaștere, sau să realizăm aici în România un centru științific pe tehnologii spațiale, pentru că avem această cunoaștere. Poate ne ajută mai mult și Fundația Cheș, care este condusă totuși de o româncă, de ELA, și poate noi la anul sau în 2 ani sau în 3 ani, nu știm când, noi o să avem acest centru științific unde generații peste generații practic lăsăm ceva în urmă generațiilor, care să fie ceva sustenabil, adică teleportări și nave spațiale. Noi avem posibilitatea în următorii 3 ani de zile să învățăm. Și dacă învățăm, avem posibilitatea să manifestăm. Asta înseamnă centrele științifice, iar cercetarea momentan pe planeta asta se cercetează la nivel global, adică nicio țară nu mai are secrete, pentru că această știință este una foarte mare și completă. Doamne ajută așa să fie, să se împlinească toate aceste intenții minunate ale voastre. Și da, cumva ai anticipat și următoarea întrebare referitoare la beneficiile pe care le poate aduce acest dispozitiv și tehnologiile pe care voi le studiați în general. Momentan n-am vorbit de tehnologia biofotonică. Următoarea emisiune o să dedic, îi rog pe cei care doresc să învețe. Informațiile sunt deja la noi pe site cu această tehnologie, cum să facă aceste dispozitive, dar o să dedic următoarea emisiune specială pentru tehnologia biofotonică și acolo o să vadă aplicațiile și beneficiile. Noi vedem diferit generatorul. Generatorul nu produce doar curent electric. Cine a stat și a studiat aceste ateliere cu domnul Cheș știe că generatorul produce și plasmă, produce și curent electric. Adică avem și fizicalitate, avem și partea spirituală, să zicem așa. Noi acum testăm mai multe interacțiuni, nu vreau să dau detalii foarte multe. Este un subiect poate sensibil pentru noi, este un lucru normal, pentru că avem această interacțiune și avem aceste rezultate cu oamenii, care noi testăm și interacțiunea plasmatică. Avem posibilitatea ca să curățăm planeta, să nu mai tăiem lemne, să nu mai folosim cărbuni, să nu mai folosim atâtea hidrocarburi,
eoliene, panouri fotovoltaice. Asta înseamnă o nouă cunoaștere, asta înseamnă o nouă paradigmă de gândire, asta înseamnă că s-ar putea să avem nevoie de alte fire, pentru că noi producem foarte mult curent electric, fizic, da? În fizicalitate. Noi producem și noi devenim și prosumatori. Deci noi întotdeauna avem două variante. Ce variante vrem? Vrem să punem generatorul, acesta e generatorul, vrem să legăm la priză. Dacă îl leg la priză, s-ar putea să fiu porțile de fir. Așa de multă energie pot să atrag. De ce? Pentru că energia nu este aici. El este doar un burete. Așa oamenii pot să înțeleagă mai bine. Este un burete de care transmută energia care vine și o dă la o amplitudine foarte mare în fizicalitate. Deci, noi când măsurăm, putem să măsurăm plasmatic și măsurăm și în fizicalitate. De exemplu, dacă noi avem 2 volți în plasmă, acești 2 volți transmutați în fizicalitate, noi putem să-i facem 2 kW, 2 MW sau 2 GW. Ce hotărâm noi să facem? Asta vreau să te întreb. Practic, noi, având în vedere că cunoaștem care sunt posibilitățile rețelelor noastre, bănuiesc că putem să punem prin intenție să primim, să producem atât curent electric cât poate să ducă rețeaua actuală. Nu? Rețelele sunt în momentul de față din țară, cel puțin sunt anul acoperite de anul trecut încă. Da? Deci noi avem deja sisteme care în anul acoperă rețelele noastre fără ca oamenii să știe, ca să suporte noua energie, pentru că nu putem să mergem pe firele de cupru actuale dacă ele nu sunt anul acoperite. Cei care cunosc nanotehnologia să nu credă că nanul acoperit înseamnă că trebuie firul să fie negru. Deci nano acoperim plasmatic, în care nu se vede culoarea rămâne la fel. Dar la nivel de câmpuri, acolo avem un superconductor plasmatic. Pe noi ne-ar avantaja ca oamenii să înțeleagă că există posibilitatea să ne susțină financiar acum cât avem nevoie. Pentru că după aceea s-ar putea să nu mai avem nevoie, pentru că știm că acest tip de proiect generează, ajută în primul rând foarte multe comunități, o țară întreagă, și generează bani. Da? Pentru că vor veni investitori, asta e clar, e logic. Dar oamenii care nu au posibilitatea să ne susțină, da? Noi le-am transmis în felul următor. Puneți-vă intenția din inimă, nu din minte, puneți-vă intenția ca voi să manifestați curent electric, ca voi să nu mai plătiți nimic. Da? De ce? Pentru că în manifestarea lor cuantică, cum am mai vorbit, mâine ei or să se trezească cu varianta noastră în care noi am produs și avem colaborare poate cu instituțiile statului, cu tot, să dă drumul la se deschide cartea cunoașterii și în România și se aplică noile tehnologii, tehnologia spațială. Și ca efect, oamenii nu or să mai plătească nimic pentru că energia este în exces și e prea multă energie. Cumva inteligența acestei tehnologii, inteligența divină a acestei tehnologii, va face schimbarea posibilă la nivel de oameni, la nivel de orice alte aspecte din mediu care să vină cumva să facă posibilă folosirea tehnologiei în sine. Exact. Noi tocmai pe acest aspect mergem. Noi nu mergem pe aspectul financiar. Aspectul financiar, că Dumnezeu hotărăște lucrul. Okay. Sunt ființe care au venit cu misiunea pe această planetă ca să vină să ne ajute financiar. Știm lucrul ăsta. Așa e planul divin. Da? Unii știu să facă, unii știu, au bani să susțină. Bun. Dar mai departe este partea spirituală. Este partea de creșterea conștiinței. De ce? Pentru că știi că niște nebuni, cum ne zic oamenii sau așa, oameni sau noi, că suntem curajoși să spunem lucrurile astea și să le arătăm, ți-au introdus ție o sămânță de vibrație foarte înaltă și nu doar că ți-au și susținut-o și tu ușor, ușor sămânța aia crește în tine și îți dai seama că stai așa un pic, că lucrurile astea se vor schimba pentru că uite ce se întâmplă deja la noi în România. Sau uite ce prezintă, v-am zis, astea sunt lucrurile din 2015. Doar că noi a trebuit să ajungem din domeniu în domeniu în domeniu ca să avem, să avem înțelegerea. Cunoașterea o aveam, dar nu înțelegeai. Te uiți la acele workshop-uri și nu înțelegi nimic, pentru că nu ai înțelegerea. Da. Și atunci noi ne-am apropiat foarte ușor pentru că vrem să mergem către nava spațială să învățăm să facem.
teleportări și așa mai departe. Atunci am mai avansat. Iar oamenii știm că or să discute și se discută, suntem urmăriți și se vor distribui aceste, spunem, această emisiune și ușor oamenii își vor pune alte întrebări. De ce? Pentru că această informație nu este pentru mintea lor, această informație este pentru sufletul lor. Corect. Sunt ingineri, sunt oameni electricieni, electroniști, care nu vor înțelege. Mai ales dacă vor asculta și emisiunea următoare cu tehnologia biofotonică, cu siguranță nu vor înțelege nici sursa Magrav, nici partea biofotonică, pentru că ei se vor uita în fizicalitate. Da, sunt foarte rămași în minte, ca să zic așa, în ceea ce cunosc și nu pot da la o parte, astfel încât să se deschidă către altceva, probabil. Exact, și noi le transmitem toate lucrurile astea, nu trebuie să le vedem aici, noi trebuie să le vedem aici deasupra. Uh-huh. Și să vedem unde se duc aceste câmpuri și numai tocmai de aceea noi avem echipe de cercetare în care sunt persoane cu abilități de percep câmpuri, văd câmpurile, comunică cu câmpurile. Deci echipele noastre de cercetare sunt complexe. Nu ne uităm doar într-un domeniu, hai să vedem ce face în sănătate, hai să vedem. Nu, ne uităm în totalitate ce poate să facă. Și atunci noi observăm că în prezența acestor dispozitive, să zic generatoare, sau aceste mini-magravuri, noi vedem că ușor-ușor oamenii se vor echilibra emoțional, pentru că vor intra în această rețea energetică plasmatică care va aduce echilibru. Și îți va aduce echilibru fie că ai informație sau fie că te conectezi. Noi avem sesiuni de conexiune pentru noi folosim sistemele și pe parte de sănătate. Deci am ajuns o să prezentăm lucrul acesta probabil în altă emisiune în care o să vă arătăm sistemele avansate care au fost realizate anul acesta, sistemele avansate pe starea de bine a omului. Nu mai putem să-i spunem sănătate, nici alimentație. Da. Deci am depășit iarăși niște termeni care sunt în fizicalitate. Cumva este nevoie să gândim holistic. Uh-huh. Și dacă noi avem generatorul care produce curent electric, oamenii să se gândească că nu e doar curent electric acolo. Sunt alte câmpuri care ne ajută și ne ajută pe noi, ajută plantele, animalele, păsările, pământul. Depinde unde îl punem noi, da. Dispozitivul. Și cred că o să fie un lucru interesant, pentru că există această emoție de a schimba ceva în țara asta și de a veni cu soluții clare și soluțiile acestea nici nu costă mult. Dar cumva vedem că o să se facă o alianță, din ce vedem și pe zona politică, o alianță de centru-dreapta, da? O alianță care deja au îmbrățișat și o să îmbrățișeze foarte ușor, pentru că și noi avem prieteni în partide și ne urmăresc și știu despre ce e vorba și aceste tehnologii ușor-ușor o să fie introduse de ei și o să fie prezentate de ei dacă nu se va pune presiune din partea poporului și din partea investitorilor care vor vrea să dezvolte acest. Ce să facem noi cu aceste tehnologii? Să le ținem în buzunar? Păi nu sunt pentru noi, nu sunt pentru mine. Eu înțeleg că din acest generator și generatorul care o să fie este motorul pentru navă spațială. Eu mă duc mai departe. Dar oamenii aici trebuie să avem orașe cum avem de Crăciun, să avem satele și comunele, să chemăm artiștii și să avem instalații luminoase în fiecare oraș, pentru că noi o să producem curent electric și mai departe ori curentul electric o să fie și wireless. O să vedeți că la un moment dat, din două, trei generatoare puse în apropiere, se creează câmp plasmatic. Asta încercăm să le explicăm oamenilor. O să te bucuri că se aprinde becul, că merge frigiderul, că merge televizorul. Da? O să te bucuri de lucrul ăsta. Dar la un moment dat o să vezi că o să stai cu becul în mână sau cu o să vă dăm anumite instrumente în care se aprinde fără să aibă contact cu pământul. Direct. O să avem lumină peste tot. De ce? Pentru că aceste câmpuri plasmatice au un câmp foarte mare. Noi deja vedem lucrurile astea la dispozitivele acestea wireless, în care oamenii ne spun, păi stai așa că dacă și casa de vis-a-vis are reducere de curent electric. Și atunci generatorul este mult mai puternic decât ceea ce am făcut până acum. Da. De asta este foarte important ca oamenii să crească această sămânță pe care voi o puneți, o dăruiți prin aceste emisiuni, prin tot ceea ce, prin toată cercetarea pe care o puneți la dispoziție. Unii atâta pot să facă, să crească această sămânță, dând mai departe informație, contribuind la realizarea tehnologiei cu
sponsorizare, cu intenție, cu ce pot ei acolo, contribuția lor măruntă, dar care poate să facă o mare diferență. Am discutat în asociație înainte dacă este nevoie să spunem aceste informații sau să lucrăm noi în secret la generator. Și am luat decizia să spunem oamenilor ceea ce facem, pentru că în momentul în care tu vrei să introduci în conștiința colectivă un program benefic, și mai ales de pe o durată foarte mare de timp, atunci este nevoie să le spui oamenilor, este o practic o lege divină, dacă vrei să manifesti ceva, trebuie să transmiți conștiinței colective, pentru că conștiința colectivă ușor, ușor va accepta această informație, pentru că informația se duce la nivel de suflet. Corect. Oamenii pot să râdă și pot, ai mintea, da, ai mintea, poți să, nu se poate, nu are cum, nu, ai mintea, da? Sufletul întotdeauna va ști că ceea ce prezentăm noi este 100% real și vor veni foarte mulți oameni, știți că vor veni oameni să ne susțină, din oameni pe care nu-i cunoaștem, pentru că sufletul lor este acolo. Corect. Și s-ar putea să vedeți rezultatele mai repede decât, pentru că dacă se face o emoție așa mare pe România, da, și oameni care sunt români și în alte, că ne urmăresc foarte mulți oameni din diaspora, am observat, și oamenii aceia transmit acea emoție, se face exact ca o sferă, crește sfera asta așa, așa odată și pocnește, și pocnitul ăla înseamnă că s-a manifestat. Noi vă spunem deja că noi avem rezultate cu generator. Nu vă zicem ce putere, la ce putere am ajuns, pentru că asta ține de noi, sunt informațiile noastre. Dar dacă informația deja este în siguranță, nu are ce să se întâmple cu nimeni, pentru că este planul divin. Da? Nu, în 2024 nu stai să te mai ascunzi că ai o informație pentru omenire și îți e frică să o dai. Am depășit acele frici, acum mergem către prosperitate, către abundență. Dar mai este un factor. Și rog pe cei care o să urmărească această emisiune să nu se sperie. Noi facem aceste tehnologii și punem tehnologiile la dispoziție și generatorul, o să-l vedeți, că funcționează, pentru că peste câțiva ani Pământul va primi presiuni plasmatice din interacțiunile pe care le are cu Soarele, cu alte planete și va primi vibrații. Aceste vibrații, în fizicalitate, se vor traduce, se vor transmuta în cutremure foarte mari. Acest lucru este cunoscut de comunitatea științifică. Da? A fost explicat și de domnul Cheș la penultimul workshop și lucrurile acestea sunt lucruri normale. Avem între 2 și 3 ani de zile să ne punem să ne organizăm, să fim conștienți de aceste mișcări. Noi le vedem și oamenii le manipulează ca și climate change, da? Mișcările acestea cu soarele. Dar lucrurile vor sta total diferit. Unele țări vor dispărea. De ce? Pentru că sunt pe falii puternice. Pământul la un moment dat a fost aceeași bucată de pământ. Din mișcare, din interacțiuni au început să se dividă. Așa că noi facem aceste tehnologii și tocmai de aceea dorim să fim independenți, nu să ne îmbogățim, că noi suntem deja bogați. Noi suntem bogați și venim aici să punem ceea ce din bogăția noastră. Da? Noi realizăm aceste tehnologii și cu intenția pentru a supraviețui după aceste mișcări care sunt normale pe viața unei planete. Planeta aceasta este vie și își va mări densitatea. Se va mișca așa cum noi ne mișcăm oasele, umerii și așa mai departe. Așa se mișcă și planeta. Din cauza că primim energie. Lucrurile acestea sunt explicate și este posibil să apară și al doilea soare, din câte ne spune domnul Cheș. Noi transmitem că acest generator va sta la baza comunităților holistice pe care noi ne-am propus să le pregătim, pentru că venim cu sustenabilitate 100% și nu mai este nevoie să construim așa înalt pe verticală. Tocmai de aceea noi ne-am făcut și un plan de echilibrare. Am zis că avem două variante, din câte cunoaștem noi în momentul de față, în România. Avem două variante. Câmpul magnetic plasmatic al Pământului poate să fie captat. Deci noi avem o vibrație în Pământ care vine de la Soare, de la alte planete. Da? Noi putem, prin îngroparea dispozitivelor minimagrav,
în fiecare județ, noi asta ne-am propus ca în următorii 2 ani de zile, multe au fost deja îngropate, încă de anul trecut. Asta ne spune domnul Cheș, proprietățile magnetice gravitaționale ale dispozitivului poate să capteze acele vibrații și chiar să le transmită în forme plasmatice și asta s-ar însemna că s-ar putea în agricultură să-ți crească mai frumos și să ai o armonie mai mare în grădină sau s-ar putea să ai reduceri mai mari de la kilowatt sau depinde cum folosești acel dispozitiv. Deci încercăm primul plan este de a capta energia și noi avem în punctele, avem la Târgu Jiu, avem prin Focșani, cumva zonele seismicele la noi se știu, dar acum ne-am pus intenția împreună pentru că dispozitivul se face într-un sfert de oră și ne-am pus intenția să avem cel puțin în următorii 2 ani, în 41 de județe, să avem cel puțin un dispozitiv îngropat. Ele vor crea o rețea, așa cum avem dispozitivele de la suprafață, au creat o rețea până la nivelul ionosferei, vrem să închidem acest dom. Și acum poate oamenii înțeleg de ce vrem noi să închidem acest dom, pentru că există această posibilitate, din câte ni se transmite și e cam sigură, din 2-3 ani, peste 2-3 ani vor începe cu tremure foarte puternice în lume. Asta înseamnă că și la noi falii au să se activeze, pentru că toate sunt interconectate. Așa că noi le transmitem oamenilor să-și facă planul B cu familiile lor și ușor, ușor o să primim și alte informații, o să fim ghidați către alte locuri. Navele spațiale sunt în jurul planetei în caz de un cutremur foarte mare neprevăzut. Multe suflete vor fi salvate, dar momentan ne facem treaba aici unde suntem în fizicalitate, iar dacă se întâmplă ceva, avem deja informația că navele sunt pregătite. În jurul Pământului, pentru cei care nu știu, există sute de nave, mii de nave spațiale ale diferitelor rase. Exact cum te duci la mall și ai sute de mașini în jurul mallului, așa sunt navele spațiale în jurul Pământului și sunt pregătite să intervină în caz de un cutremur mai mare neprevăzut. Dar se monitorizează starea planetei Pământ și mai avem puțin timp. Pentru ei 2 ani înseamnă o clipă, da? Dar pentru noi aici mai avem puțin timp. Tocmai de aceea avem și jucăriile care să ne ajute, depinde în ce, cât de mult o să ne punem noi atenția și dacă o să credem sau nu o să credem, asta e fiecare are experiența proprie. Da. Spuneai că tehnologia asta pe care o aplicați în aceste dispozitive datează din 2015. Vreau să te întreb care sunt noutățile pe care le aduce în fața oamenilor, în atenția oamenilor, spre folosul oamenilor, Fundația Cheș, că bănuiesc că ei tot studiază, tot cercetează, știu că se fac acele emisiuni cumva științifice în care se predau aceste noutăți. Tehnologia este completă în Fundația Cheș. Ne-au arătat cam 5-10% din tehnologie, restul se învață în centrele acestea științifice. Cea mai nouă informație este că au pus la dispoziție un material plasmatic creat cu ajutorul razelor cosmice, o eprubetă, în care se găsește un gram din acest material și nu este nevoie să-l desfacem, rămâne în eprubetă sigilat. Câmpurile plasmatice a acelui material ajută foarte mult și sufletul, dar și starea fizică și este combustibilul spațial. Noi știm combustibilul spațial, din ce am învățat eu, este deuteriu și tritiu. Aici este vorba de un alt compozit, un alt material compozit creat de Fundația Cheș, nu ne-au spus cum, dar ne spun exact cum să-l folosim și îl putem folosi pur și simplu că stau acele două fiole, este nevoie totuși să cumpărăm, să achiziționăm, să testăm două fiole, câmpul să meargă dintr-o parte în cealaltă și există posibilitatea ca cei mai pregătiți la nivel spiritual să înceapă teleportarea. Fundația în centrele științifice, eu aici vreau să mă duc pentru că am făcut proiecte în agricultură, în energie deja sunt rezultate. Aș vrea să mă dedic pentru programul spațial, adică să învăț să călătoresc cu nava spațială, dar și programul de transmutare, cum spune Fundația Cheș, adică de teleportare, de translocare dintr-un punct în altul. Asta se învață în aceste centre științifice cu alte substanțe și cu alte gansuri și cu alte materiale și nanomateriale.
iar proiectul este prezentat în China în, 20, în perioada 21-24, mi se pare, sunt vreo 4-5 zile de prezentări în care alături de reprezentanți din guvernul chinez, armata chineză, sunt prezente ultimele dispozitive ale Fundației Cash, atât nava spațială care ei au o linie de asamblare a navelor spațiale în China, sistemele auxiliare, sistemele OASIS, adică există un sistem, așa cum v-am arătat mai devreme, acea cutie în care produce curent și gaz, produce, mai are atașat ceva și poate să producă și apă. Și atunci ai sustenabilitate 100% într-o cutie, din câmpuri produci toate elementele de care tu ai nevoie să te susții. Iar există iarăși un sistem prin căști, care l-am replicat și noi în varianta noastră, bineînțeles, și îl testăm, un sistem în care ajungi, pe lângă să călătorești la nivel de suflet, să starea de bine să fie echilibrată, dar ne pregătesc pentru această parte de teleportare, de transmutare, în care tu pur și simplu ajungi să primești așa de multe raze cosmice și tot pachetul universal de energie, în care te duci, te poți reloca în orice, pe orice planetă sau pe orice punct al globului. Deci cumva lucrurile vor evolua extraordinar de repede, pentru că împreună cu țările care au acceptat să multe se negociază cu foarte multe guverne, acum cei din China și cu Fundația Cash, iar pasul este unul important, mai ales că a intrat și America cu Arizona în această zonă. Se vor face pace, din câte înțelegem, se face pace pe cam în toate conflictele, în următoarea perioadă se va face pace și se va începe reconstrucția, dar reconstrucția se va face și în funcție de zonele seismice, pentru că nu are rost să mai susținem, dacă suntem pe o falie seismică sau pe o zonă seismică ridicată, nu are rost să investim acolo. Și tocmai de aceea Fundația Cash nu s-au dus la Teheran să facă în Iran programul acesta științific, s-au dus într-o altă zonă, în alt oraș, unde nu este niciun pericol din punct de vedere seismic. Deci cumva se pare că cei din comunitatea științifică iau în calcul toate aceste investiții și toate aceste proiecte, se fac în funcție de zona seismică a fiecărei țări. Deci suntem și noi conștienți de acest lucru, nu, probabil nu o să apară decât la noi această informație și la Fundația Cash, dar o să ne întâlnim, nu vreau să îmi spună oamenii peste 3-4 ani că iar ai avut dreptate, așa cum de obicei știu că ceea ce prezint s-ar putea mare proporție să se întâmple, dar oamenii să încerce să fie conștienți, să conecteze la sufletul lor, pentru că Creatorul, Dumnezeu, Sursa, le va trimite exact informația de care au nevoie. Și unii s-ar putea să aibă experiența să treacă prin cutremur mai ușor, unii au experiența să fie salvați pe nave spațiale, unii vor avea experiența să stea în comunități și să nu se întâmple nimic. Deci există infinite manifestări în univers pentru fiecare în funcție de intențiile lor și misiunea. Corect. Bine ai spus, să nu intre în panică, adică să fie, să lase mintea și să se conecteze cu sufletul, cu inima. Asta încercăm în următorii 2 ani. E iubirea și încrederea și credința și legătura cu divinitatea. Da, comunitatea noastră este obișnuită cu astfel de informații și oferim și soluțiile, pentru că în momentul în care te conectezi la suflet, deci conecta cu sursa, nu te mai duci în Timișoara, te duci în Iași. Adică cumva în ziua aia când ar trebui să se întâmple ceva, plus că vor veni niște... Noi credem că vor fi niște evenimente premergătoare. Absolut. Ni s-au transmis niște semne pe care să le urmărim și așa ușor, ușor o să ne punem la punct. Deci, cumva avem și planurile așa pregătite pentru fiecare perioadă. Momentan, în momentul de față, încercăm să conectăm prin știință către spiritualitate, să-i conectăm pe oameni la nivel de suflet sau oamenii să găsească calea lor să se conecteze la nivel de suflet, pentru că asta este pasul acum pe creșterea aceasta de conștiință. Nu o să ne înțelegem, nu o să înțelegă dispozitivele, nu o să aibă rezultate în toate domeniile. O să aibă rezultate doar pe emoțional, că se calmează emoțional, că e normal lucrul ăsta. Și lucrurile, nu vrem să fim neînțeleși, adică încercăm să le explicăm oamenilor pe limbajul lor, pe cuvinte cât mai simple și concise, să
își facă o actualizare a informațiilor pe care le-au acceptat. Ce dispozitive noi pune la dispoziție Fundația Cash pentru oameni? Fundația Cash, pe lângă nava spațială, care se, de obicei, aceste programe spațiale se fac în colaborare cu guvernele, au dispozitivul Electric Gas și au acest bundle, acest sistem cu căști, uh-huh, care ajungi să nu mai mănânci. Deci pur și simplu primești așa de multe câmpuri, bei doar apă și te simți foarte bine, te simți ca în nava spațială. Și folosit des, pentru că asta se încearcă în China, ca ei să nu mai mănânce așa mult și să treacă pe interacțiunea câmpurilor. Urmează, pe lângă acest material cu raze, urmează să scoată un sistem, să prezinte acest sistem electric-gaz și să prezinte încă un sistem pentru agricultură, pentru că agricultura viitorului nu mai este să mai pui apă plasmatică, să mai tratezi semințele, să te duci să dai cu apă plasmatică pe ogor, pe pământ, peste tot. Acum se lucrează prin câmpuri. Probabil o să înțelegem mai mult și când o să ne arate dispozitivul cum și o să ne conectăm la el, dar deja facem și noi aceste interacțiuni în grădinile noastre, pentru că îngropăm aceste dispozitive, avem și câteva antene puse de la aceste dispozitive, deci cumva Fundația Cash ține pasul și se investește, cel puțin guvernul din China investește în zone de manufacturare, dar vor dura cel puțin 2-3 ani până la omologarea și până când aceste dispozitive să ajungă în posesia oamenilor. Tocmai de aceea noi încercăm să facem un start bun în România în acest an, cu noul guvern care o să vină, cu noi oamenii care vor să investească în tehnologie spațială, pentru că îi putem prinde din urmă pe chinezi și putem să ne luăm mulți concedii, adică să venim în spații de cercetare și să mai simplificăm viața. Mulți oameni vor avea foarte multe blocaje, că nu se poate, că nu, exact pe aia nu ne bazăm noi, acei oameni mâine se vor trezi într-o realitate în care în viața lor nu se poate nimic. Dar noi, dacă am ajuns în 10 ani de zile să manifestăm, să punem pe masă aceste tehnologii, să mai arătăm mult mai multe, înseamnă că se poate. Și atunci unde este, care e diferența? Ești pesimist sau optimist? Și oamenii singuri se vor duce într-o zonă în care nu există, nu se poate și noi o să le spunem, păi și ei de ce au rezultate? Nu noi, oamenii care au replicat aceste dispozitive. Ei de ce au rezultate? Da. Și pe asta e frumusețea, pentru că ușor, ușor își vor da seama, stai așa un pic, că nu e așa ca mine. Ia să mă duc eu să învăț, ia să mă duc eu să vorbesc cu ăla cum am făcut și ușor, ușor o să atragem oameni către cunoaștere. Și vor fi oameni tehnici care vor învăța foarte ușor să facă, vor cunoaște tehnologia și teoria și vor fi oameni care vor să cumpere. Și atunci noi de-aia încercăm să facem parteneria public-privat și cu statul și cu privatul și cu Fundația Cash, ca să vină în casa oamenilor dispozitive cât mai avem de trăit pe planeta asta la prețuri foarte mici. Adică prețuri de Europa de Est, nu putem să comparăm prețurile din USA sau din Canada aici. Și asta încercăm să facem. Noi credem că în următorii 3 ani o să arătăm altfel în România, pentru că ținem planul divin în acțiune. Adică dezvoltăm, suntem foarte activi și pe lângă că suntem foarte activi, avem multe rezultate. Adică dacă aș sta să vă prezint acum generatorul și rezultatele noastre, aș spune că și de ce nu-l arătați? Păi nu arătăm, că avem nevoie de mai multe teste și pentru asta vrem materialele să cumpărăm. Da. Cum pot oamenii să susțină acest proiect cu generatorul de curent electric? Generatorul de curent electric este foarte simplu. Noi avem comunitățile noastre pe Facebook, pe Telegram, pe WhatsApp-uri. Avem mail pe asociație, pur și simplu poți să ne trimită un mail sau să ne scrie în privat sau să mă găsească și pe mine pe Facebook, pe oriunde, să ne spună vreau și o să susțin, am și eu suma asta sau pot să ofer această sponsorizare, uh-huh, și noi le transmitem conturile noastre de lei sau de euro. Deci nu, mai ales că noi nu vindem nimica, nu avem posibilitate. Din tot ceea ce obținem din aceste programe de cercetare, noi investim în generator. Deci pentru noi generatorul acum este
topul, focusul principal. Da, scopul principal, pentru că vedem ce efecte va produce el atât la nivel de conștiință, cât și în viața reală a omului, pentru că ne vei arăta cu degetul și zici, uite, că se poate și s-ar putea să te implici, să se implice mulți oameni. Dacă oamenii nu au posibilitatea, nu vor să susțină financiar, nu au alte situații, da, știm că în România mulți oameni, sunt mulți pensionari care ne-au susținut cu, din ce au avut din pensia lor și le mulțumim. Acei oameni chiar, nu le-am zis, noi Antena și Minima Gravurile le-am făcut pe donațiile oamenilor din comunitatea noastră. Noi ar trebui să avem un afișaj undeva pus în România în care să spunem oameni, să arătăm ce oameni au susținut, pentru că această cunoaștere a venit gratuită pentru alții. Deci unii au susținut la un moment dat și cunoașterea s-a transformat în lucru gratuit. Asta înseamnă că oamenii și-au pus intenția. Deci ai posibilitatea să faci, să susții financiar acum cât e nevoie sau să-ți pui intenția. Din inimă să te gândești, să te rogi, să meditezi, să contemplezi că tu în viața asta, nu știi când, să nu puneți termene, că asta e, nu pui termene în fața lui Dumnezeu, când ești tu pregătit, la momentul potrivit, tu să manifesti, să ai curent electric. Da. Pentru că scopul nostru ăsta e noi să ne ducem către oameni, oamenii să beneficieze, toți oamenii de pe planetă să beneficieze, indiferent de starea lor și de nația lor. Toți oamenii se beneficieze de cunoaștere. Da. Și Tesla a avut un vis și domnul Cage ne-a dat lucrurile astea care ei, în Fundația Cage și în programele lor de cercetare, există generatoare de nou ce face cu acel curent. De ce credeți că i-a acceptat China? Pentru că salvează foarte multe lucruri acolo. De atunci, hai să facem și noi, să fim și noi inteligenți, că avem, se spune că genomul de inteligență în România, suntem pe locul 3 în lume, în primele 3, nu știm pe ce loc, că suntem pe 1 sau 3, și dacă suntem inteligenți și ne putem organiza și avem cunoaștere și noi din câtă susținere am avut, noi deja am pus-o pe masă și mai vine și alta, și alta, și alta, păi cu noi lucrurile sunt simple în România. Da. Și să sperăm că să fim sănătoși și să vă prezentăm anul acesta, să vin la emisiune, să pun cutiuța pe masă și să vă arăt că această cutiuță merge de nu știu cât timp, pe nu știu ce putere, sau putem să schimbăm puterea. Vreți kilovați? Hai să trebuie șufă mai mare, trebuie cablu mai mare, dacă intrăm pe trifazic. Deci o să-l salutăm pe ministrul energiei, îl salutăm după acum pe ministrul energiei de acum, care se va schimba, poate, și va veni al ministrul energiei. Salutăm prim-ministrul de acum și prim-ministrul viitor și președintele României, care e acum cu președintele viitor. Și toate serviciile secrete și nesecrete și oricine care dorește să interacționeze cu tehnologia spațială. Suntem mii de oameni care avem cunoaștere în România, nu sunt doar eu, sunt doar omul care ies în față. În spatele meu este o comunitate de oameni extraordinar de deștepți și înalt spiritual. Asta e, am ajuns la acest moment în care da, putem spune da, avem energie, vă învățăm să producem energie electrică deja din 2016 și dacă vreți și curent electric independent să mergeți să stați în buza mării sau vârf de munte și să aveți curent electric, o să vă arătăm anul acesta. La asta avem deja rezultatele. Așa că ne susțineți dacă doriți, dacă nu doriți să fiți sănătoși și dumneavoastră și familia voastră. Da. Și cea mai la îndemână susținere pe care o poate oferi oricine este pur și simplu să dai informația mai departe. Absolut. Distribuirea informației gratuit, distribuirea informației și neimplicarea în discuții care sunt de frecvență joasă. Adică oameni care vor încerca să ne atace, dar uitați-vă așa, puneți-vă în poziția de observator, de ce ne-ar ataca cineva care nu ne cunoaște, n-a realizat nimica, n-a pus nimic la dispoziție gratuit, cum am făcut noi, pentru omenire, nu pentru români, și încearcă să strice acest val. Da? Și puneți-vă întrebarea, ce caută acel persoană lângă voi? Pentru că ies la suprafață acei indivizi care sunt frustrați, care, dacă ne uităm la sufletele lor, s-ar putea să aibă alte culori față de ale noastre. Noi lăsăm, le transmitem iubire, iubire necondiționată pură, cum învățăm noi. Dacă pot să stea lângă iubirea noastră, ne bucurăm, pentru că se îmbrățișează și iubirea, îmbrățișează și schimbarea. Corect. Sau se vor duce în alte zone și ne vor lăsa în set în pace.
Deci noi le transmitem oamenilor că lucrurile s-au schimbat anul acesta și de la... Și e doar începutul. Și e doar începutul, da. Pentru că noi vrem să ajungem la nave spațiale și la teleportări. De asta facem generatorul. Generatorul nu este doar curent electric. Asta e pentru oamenii din fizicalitate. El are multe opțiuni. Absolut. Da. Îți mulțumim din suflet pentru tot ce ne-ai oferit ca și cunoaștere și informații în seara asta. Te așteptăm abia, te aștept data viitoare cu informațiile despre biofotonică. Și pe tine, om drag, te aștept la o nouă ediție a emisiunii săptămâna viitoare. Până atunci, îți mulțumesc, te îmbrățișez cu inima. Toate bune, pe curând!